numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Slăviți să fie. Aș vrea mai întâi să vă spun că pentru mine personal seara asta e importantă, mai ales pentru că sărbătorim ziua de naștere a oastei Domnului. Anul nou pentru creștini începe în septembrie. Atunci începe anul bisericesc. Anul ăsta calendaristic e puțin important, e mai mult o chestie convențională și n-ar avea niciun sens să ne legăm așa de mult de el. Și pentru că sărbătorim nașterea oastei Domnului, în foarte puține cuvinte, vreo 10 minute, aș vrea să spun câteva lucruri despre ceea ce a făcut Părintele Iosif Trifa, despre Duhul care l-a mânat, despre gândul bun și dumnezeiesc care a fost în inima lui, despre lucrarea pe care a făcut-o. Și aș începe citind câteva cuvinte scrise de un arhimandrit, știți cu toții despre Iulius Scriban, unul care a apărat oastea Domnului, care n-a fost înregimentat, să zic așa, prin legământ în oastea Domnului, dar fratele Traian Dorj îl trece între înaintași, pentru că ce nu-i împotriva noastră este pentru noi și de-a nostru, și a spus lucruri deosebite despre oaste. Zice așa, binefacerile acestea ale lucrării oastei Domnului se revarsă ca o mană cerească asupra întregului nostru popor. Prin nicio altă lucrare omenească nu s-a mai putut face o asemenea operă minunată ca prin aceasta a oastei Domnului. Se înțelege că noi nu disprețim nici eforturile altora care sunt însuflețiți de gânduri nobile pentru poporul și biserica noastră. Dar ceea ce se face prin oastea Domnului este incomparabil mai mult decât s-a putut face până acum de toți aceștia la un loc. Ceea ce a făcut preotul Iosif Trifa, zice în alt articol, pentru că a scris de mai multe ori despre oaste și în apărarea Părintelui Iosif Trifa, ceea ce a făcut preotul Iosif Trifa pentru biserica poporului nostru, încă n-a putut face nimeni până acum. De aceea, oricine se ridică împotriva lui, face un rău însăși bisericii și neamului nostru. Sunt multe alte cuvinte pe care le-am mai scris și le-au scris și alții. Știți că și Nicolae Iorga și alții, Galaction, au susținut oastea și au promovat-o, care pe unde au putut. Aș vrea să ne întoarcem acum un pic la Evanghelie și să vedeți că ceea ce a făcut Părintele Iosif Trifa într-un fel seamănă cu ceea ce făcea Mântuitorul. Acum, bineînțeles, ce vedem noi îi poate că 1% din ceea ce era atunci. Gândiți-vă că într-un oraș, cum era atunci Oradea, erau 7 adunări ale oastei Domnului, adunări foarte mari. Cred că fiecare era în parte mai mare decât adunarea noastră toată. Gândiți-vă că ostașii din Oradea aveau o cantină pentru oameni săraci și hrăneau din octombrie până în martie 150 de persoane de 2 ori pe zi cu hrană caldă. Și multe alte lucruri. Nu-i acum timp, dar asta vreau să vă spun că era o lucrare, așa cum zicea arhimandritul Iulius Scriban, o lucrare minunată, o lucrare de masă, de proporții. Sute de mii de oameni erau în oastea Domnului, în jur de 300 de mii de oameni erau în oastea Domnului în 1930, 32, 33. Și se cunoștea. Mulți priveau la oaste exact așa cum priveau oamenii din vremea Mântuitorului la ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos. Știți că atunci când Mântuitorul făcea minuni, citim în Sfintele Evanghelii, că toți se minunau. Oamenii erau uimiți văzând lucrurile pe care le făcea Mântuitorul. Mergea vorba din gură în gură și zeci de mii de oameni îl urmau pe Mântuitorul. Și
E normal să fie așa, când oamenii vedeau, de exemplu, că Mântuitorul a scos duhul necurat și a vindecat copilul, zice, toți au rămas uimiți de slava lui Dumnezeu. Și se mirau toți de toate câte făcea Iisus. Era o uimire în cei care priveau din afară. Și toți doreau să se apropie de Mântuitorul Hristos, pentru că vedeau acolo ceva deosebit, o bunătate care te atrăgea, o frumusețe care te făcea să o dorești, să o iubești, te entuziasma, te uimea. Nu te speria, nu te înstrăina, ci te atrăgea. Ori asta, nu vreau să citesc celelalte lucruri din Evanghelie pe care mi le-am semnat pentru că nu-i timp, dar asta e ceea ce s-a văzut și atunci când Părintele Iosif Trifa a pornit oastea Domnului. Așa cum Mântuitorul Hristos a venit între oameni, încărcat cu bunătate, cu daruri, cu înțelepciune, noi, nu știu de ce, de foarte puține ori ne punem în gând să încercăm noi, cei care propovăduim, să arătăm din Sfintele Evangheliei lucruri deosebit de atrăgătoare, de frumoase, o înțelepciune dumnezeiască pe care Mântuitorul Hristos a arătat-o prin cuvântul Lui. În foarte multe pildele Lui, nu-i timp acum și nu vreau să intru în detalii, dar așa a făcut Părintele Iosif Trifa. Părintele Iosif Trifa a venit la lucruri concrete, a lăsat lucrurile generale, lucrurile reci, lucrurile teoretice. Și a venit, de exemplu, în ce este oastea Domnului. A venit cu niște lucruri pe care, vă rog să mă credeți, nici acum încă mulți nu le-au îmbrățișat dintre teologii bisericii. Nu de mult în vară, fratele Sile a prezentat aici o carte scrisă de un preot american, Anthony Hekema, care vorbea despre cât e de importantă o relație personală a credinciosului cu Mântuitorul Hristos. În 2011 a apărut această carte în limba română. Și Părintele Iosif Trifa vorbea despre importanța de a avea pe Hristos ca Mântuitor personal al tău în 1923. Deci după 90 de ani, un teolog ortodox scrie despre nevoia de a-L cunoaște pe Hristos în mod personal și de a avea o legătură personală cu El. De curând, chiar de curând, de vreo lună și jumătate, am găsit o altă carte, este tot de un teolog ortodox, care vorbește foarte clar, chiar are un capitol în cartea lui, despre importanța hotărârii pentru Hristos. Că nu poți să fii creștin dacă nu te hotărăști în mod explicit, în mod concret pentru Hristos. Dar Părintele Iosif Trifa cu asta a pornit oastea în 1923. Și a spus clar că dacă nu ne hotărâm pentru Hristos, nu putem să fim creștini. Nu-i timp acum de intrat în detalii, dar aș vrea să vă las cu ceva, chiar dacă timpul e scurt, ceva concret din ce am văzut eu la Părintele Iosif Trifa. Mântuitorul Hristos spune în foarte multe locuri în Evanghelie, cel puțin vreo 10, așa accentuat, că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Părintele Iosif Trifa a înțeles aceste cuvinte ale Mântuitorului cum noi de multe ori nu le înțelegem. Noi așa vorbim de parcă Domnului ar plăcea uneori să judece oamenii. Uitând că atunci când Ioan și Iacov au zis, Doamne, ăștia ne-au scos afară, să cerem să vină foc din cer peste ei. Mântuitorul le spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Așa și noi vorbim, iată, despre Hristos ca judecător, de parcă Domnul de-aia a venit în lume să judece lumea. Și asta e dorința Lui. Mântuitorul Hristos a spus clar, eu n-am venit să judec lumea. Eu am venit să mântuiesc lumea. Și de foarte multe ori a spus, am venit să caut și să mântuiesc pe cei pierduți. Oricât ar fi de pierduți. Prostituate, tâlhari, vameși, securiști, hoți,
oricât ar fi de căzuți, pe toți îi pot mântui. Pe toți vreau să-i mântuiesc. De aceea am venit în lume. Și pot să fac lucrul ăsta. Îi iubesc destul de mult, am toată puterea în cer și pe pământ, am toată înțelepciunea și asta vreau să fac. Și părintele Iosif a înțeles lucrul acesta. Ăsta a fost Duhul lui. Un Duh și o putere. Cum zice Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, Dumnezeu nu i-a dat un Duh de frică, ci un Duh de dragoste, un Duh de putere, un Duh de înțelepciune. Și astea l-au animat, l-au însuflețit pe părintele Iosif Trifa și aceea a putut el să trezească la credință, la mântuire, la Evanghelie, la vestea cea bună, sute de mii de oameni. Pentru că a venit în fața lor exact ca și Mântuitorul, cu lucruri plăcute, cu lucruri frumoase, cu Evanghelia, cu vestea bună. El a arătat, poate pentru prima dată în țara noastră, că Evanghelie înseamnă veste bună. O veste bună, o veste care te atrage, care îți face, care e pentru tine, care e pentru mântuirea ta, care e pentru binele tău. Și a reușit să facă această Evanghelie să fie înțeleasă așa, să fie primită așa. Și oamenii veneau cu miile și se înscriau în oaste. Pentru că, zice fratele Traian în Istoria unei jertfe, volumul 4, într-un loc, nimeni nu te ascultă și nu vine după tine dacă nu-i convins că ceea ce îi propui tu e mai bun decât ceea ce are el. Asta aș vrea să ne rămână la fiecare dintre noi. Întâi să vedem noi la Mântuitorul Hristos că El are binele desăvârșit, are înțelepciunea desăvârșită, are frumusețea cea prea luminată, are toată dragostea. Și să le primim, că ni le dă în dar. Dar imediat să vedem că atunci când ni le dă nouă, ne dă și îndemnul și sarcina de a le da mai departe. Și așa cum a făcut Părintele Iosif Trifa să ne stăbim, să le dăruim și noi celor de lângă noi. Cu dragoste, cu înțelepciune, cu credința aceasta, cu nădejdea neclintită, că așa cum Dumnezeu ne-a putut trezi și mântui pe noi, îi poate mântui pe toți cei de lângă noi. Niciodată să nu gândim despre cineva, ăsta nu se mai poate mântui. Când ne pierdem nădejdea mântuirea aproapelui, astăzi, mâine ne pierdem nădejdea mântuirea noastră. Să avem toată nădejdea că Domnul Iisus Hristos a fost, este și va fi un mântuitor viu, un mântuitor desăvârșit și pentru noi și pentru cei de lângă noi și să ne dea Domnul, să ne rugăm, să avem și noi măcar o parte din Duhul și puterea Părintele Iosif Trifa. Amin. Slăvit să fie Domnul.